preluat o instituție teoretică și am încercat să fac din ea una practică. Asta înseamnă că dacă aș fi luat o instituție de la zero, era o chestie, dar eu am luat-o de la minus 5. N-aș vrea să vorbesc despre asta, pentru că ea acum e atât de frumoasă și are un parcurs atât de interesant, încât e mai bine să ne uităm în viitor. Am avut norocul să am o echipă absolut formidabilă, care chiar dacă la început era timorată și ușor antagonizată, după aia s-a mobilizat. Întâi s-au mobilizat cei de la cercetare, era firesc pentru că nu lucraseră de mult și erau dorniți să lucreze, și ulterior au intrat în ritm și cei de la formare. Grija mea principală, permanentă, a fost să nu debalansez o activitate în favoarea celeilalte. Începând cu 2014, activitatea de cercetare a început să devină mai vizibilă și rolul ei a început să fie înțeles mai bine de către beneficiarii noștri. Încet, încet am reușit, prin discuții cu managerii de muzee, să creăm o altă viziune asupra cursului, o altă tematică, o altă structură, cumva mai apropiată de nivelul occidental, și în momentul ăsta cursul de muzeografie este cumva aproape de un master ca structură și conținut și ca modernitate. El este apreciat de toți managerii din muzee și nu este un lucru pe care îl spun eu acum. Atmosfera la conferință este întotdeauna foarte efervescentă. Pentru că sunt păreri contrarii, discută profesioniștii între ei. Nu este o conferință cu presă, nu este o conferință de declarații. Este o conferință în care fiecare își spune un punct de vedere. Vorbim de fapt despre o inițiativă care se bucură de foarte mare succes din partea participanților, care au realizat necesitatea acestor întâlniri, nu numai datorită problematicilor care se discută sau s-au discutat de-a lungul celor două zile, ci și prin faptul că managerii de instituții culturale se întâlnesc fac schimb de experiență. Provocarea principală e exact aceasta, de a înțelege că managementul cultural se poate învăța, principiile managementului cultural se pot învăța, nu sunt un alfabet de nedobândit, și să îi convingem pe managerii instituțiilor culturale să se deschidă către oferta instituțiilor care pregătesc manageri culturali. Încercăm și să ne acceptăm unii pe alții, pentru că vin din toată țara și sunt întotdeauna vor fi puncte de vedere diferite. Dacă găsiți doi oameni de cultură din România care sunt de acord asupra unei probleme, vă felicit. Eu nu găsesc totdeauna. Și puntea asta e încă îngustă. Și încercăm de acum, în următoarea perioadă, să o facem mai largă, să intre și mai mulți specialiști pe ea, și mai multe subiecte și teme și mai multe proiecte. Munca în cultură e o muncă de misiune asumată. E o vocație aproape. Cine lucrează în domeniul culturii știe că nu o să aibă iaht, nu o să aibă vilă și în orice caz nu se va îmbogăți fabulos. E ceva ce ți asumi să faci și care corespunde unui tip de personalitate în care intră o doză de generozitate de a împărtăși cu ceilalți lucruri pe care le știi sau lucruri pe care le simți și pe care le vrei impulsionate. Nu poți să faci, îmi place să cred, management cultural fără să pornești pe lângă intuiții, să pornești de la niște cifre care poți să ajungi. Operatorii culturali, conducătorii instituțiilor de cultură au mers pe ideea că tradiția este suficientă pentru a spune ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Ei bine, cred că fără un astfel de instrumentar, cultura la un moment dat se va împotmoli, în sensul în care deciziile politicilor culturale vor merge în paralel în raport cu ceea ce se va întâmpla în mod real.